Iubiți credincioși, o să mai citim un capitol din învățăturile înaltestului părinte arhiepiscop Irineu Pop al Alba Iuriei, din cartea sa Pavăza Credinței. Așadar, arhiepiscop Irineu Pop, Pavăza Credinței, mântuirea este alergarea după regulile jocului. Drumul către mântuire este deschis tuturor, fiindcă harul cel mântuitor s-a arătat tuturor oamenilor. Tit, capitolul 2, versetul 11. Și fiindcă pentru toți s-a adus odată prețul cel neprețuit a jefei de pe cruce, nu cu aur sau cu argint, ci cu scumpul sânge al lui Hristos, ca unui miel nevinovat și neprihănit, 1 Petru, capitolul 1, versetul 18, am fost răscumpărați. Dar din roadele acestei jertfe te împărtășești dacă umbli pe calea mântuirii și aceasta înseamnă ca după expresia sugestivă a unui gânditor a aduce mica ta cruce la picioarele crucii celei mari ai lui Iisus Hristos. Mântuirea este însușirea dreptății lui Hristos, dată nouă prin Sfântul Botez, prin care am fost înfiați, 1 Ioan, versetul 12. De aceea, strădania creștinului pentru însușirea mântuirii înseamnă, potrivit Sfântului Apostol Pavel, este asemănată, de către Sfântul Apostol Pavel, cu alergarea sportivilor într-un stadion. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 24. Mântuirea o câștigă numai aceia care slujba și-au făcut-o de plin, lupta cea bună s-au luptat. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 5. Cei care cu vrenicie au umblat, potrivit chemării cu care au fost chemați, Efeseni, capitolul 4, versetul 1. Cei care au întrebuințat cu înțelepciune talanții, adică darurile încredințate primite de la Dumnezeu, sporind patrimoniul material și moral al tuturor bunurilor utile oamenilor. Unii ca aceștia sunt în drum spre împărăția lui Dumnezeu, care nu stă în vorbe, ci stă în fapte. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 20. Noi suntem mântuiți în dar de către Iisus Hristos, însă toată viața este o alergare, o luptă pentru actualizarea darurilor baptismale. Când poporul iudeu, chemat din robia Egiptului, s-a îndreptat spre Canaan, țara făgăduinței, din Cadeș, Moise a trimis soli la regele Edomului și a cerut trecere liberă poporului său, spunând: Îngăduiește-mi să trecem prin țara ta, căci nu ne vom abate pe la ogoare, pe la vii, nici apă nu vom bea din fântânele tale, ci vom trece pe drumul împărătesc, neabătându-ne nici la dreapta, nici la stânga, până vom ieși din hotarele tale. Numeri, capitolul 20, versetul 17. Acesta este simbolul modului în care trebuie să călătorim din această viață spre țara făgăduinței de sus, ca să fim mântuiți prin darurile ce le-am primit de la botez, să le dezvoltăm, să le înmulțim prin rugăciune, milostenie, fapte bune, spovedanie, împărtășanie, participare la slujbe și astfel înmulțind harurile, călătorim pe calea împărătească a Domnului Iisus Hristos, fără să ne abatem nici la stânga, nici la dreapta, spre împărăția lui Dumnezeu. Se cere ca noi să nu bem apă din fântânile veninoase ale păcatului, să fim păzitori curați ai legii morale, să ne ajustăm viața după călăuza luminoasă a Evangheliei. Cei de pe stadion aleargă după o cunună care se veștejește, dar și aceștia nu iau cununa dacă nu se luptă după regulile jocului. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Adică trofeele acestea sunt bunuri trecătoare, trofeele sportivilor.
dar și în sport, lupta, atletismul despre care vorbea Apostolul Pavel, se desfășoară după anumite reguli. Și doar cel care aleargă după reguli câștigă premiul. Dar premiul nostru, premiul creștinului, este un premiu nemuritor, este viața veșnică. Nici creștinismul nu ia cununa mântuirii dacă nu umblă pe calea aceasta după regulile jocului, după regulile alergării. Învățătura și predarea de viacuri a bisericii cele adevărate, nu după socoteala și părerea sa, ci după pilda sfinților care bine s-au nevoit și s-au încununat de la Dumnezeu. Un pictor a fost întrebat odată pentru ce lucrează la operele sale cu atâta migală și încordare. El a răspuns, fiindcă eu lucrez pentru eternitate. Asemenea, pictorului se cuvine să procedăm și noi creștinii, spre a face din sufletul nostru o capodoperă menită mântuirii. Creștinul are datoria de a înțelege că suferința serafică este slujirea adusă lui Dumnezeu, împlinirea voii sale, practicarea neîntreruptă a binelui. Răsplata acestei viețuiri este viața veșnică și înfierea. Romani, capitolul 8, versetul 13. Apostolul se referă apoi la Evlavia mai mult în 1 Timotei decât a făcut-o în celelalte epistole, această calitate de creștin fiind apreciată, despre care se spune că este o taină, poate fi definită printr-o viață sfântă și bună, izvorând dintr-o adâncă credință și reverență față de Dumnezeu. Dar cum va veni ea în inimile noastre și în viețile noastre? Trebuie să ne rugăm pentru Evlavie și apoi să stăm liniștiți așteptând ca Dumnezeu să o toarne dintr-o dată noi? Nu, în felul acesta nu vom deveni evlavioși. Ni se cere și efortul nostru. În 1 Timotei, capitolul 4, versetul 7, ni se spune că trebuie să căutăm să fim evlavioși. Că evlavia este o virtute care se cultivă și credința, fapta bună, cunoștința, înfrânarea, răbdarea și evlavia care mai apoi ne duce la iubirea dumnezeiască. Când, ca să gândim în acest fel, să presupunem că o tânără gimnastă vrea să concureze la Jocurile Olimpice. Cum își va realiza ea această dorință? În primul rând, ea va trebui să facă totul să fie dăruită într-o acest scop. Apoi va trebui să facă sacrificii extraordinare din timpul ei. Va trebui să petreacă multe ore făcând exerciții și antrenamente. Va lucra sub ochii foarte calificați ai antrenorului, care va scoate în evidență cele mai mici deficiențe, care va corecta toate tehnicile. În același timp va ține un regim foarte strict de alimentație. Tot astfel este și cu Evlavia. Dacă dorim să devenim evlavioși, trebuie să ne consacrăm acestui scop. Este necesar să ne supunem unui antrenament extenuant și continuu. Să ne supunem călăuzirii antrenorului nostru, care este Duhul Sfânt. Trebuie să ne disciplinăm singuri pentru a citi, a studia, a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, a frecventa Sfânta Biserică, a primi dumnezeieștile taine. Limitarea la rugăciune pentru evlavie nu va folosi la nimic. Se cade să cunoaștem că se cere muncă, că la mântuirea noastră trebuie să lucrăm cu frică și cu cutremur. Printr-o închinare activă ne dovedim credincioși, vrednici și suntem cărămiți vii ale trupului tainic, în edificiul trupului tainic al bisericii, întru care Hristos își găsește plăcerea. În cartea ei, It all hurt when he low, Etel Barer ne relatează despre un rege spartan
care s-a lăudat în fața unui monarh și îl vizita cu puternicile sale zidiri din cetatea Sparta. Dar musafirul nu văzuse niciun zid și în cele din urmă i-a spus gazdei sale: aș dori să văd aceste ziduri, arată-mi-le. Regele spartan arăta cu mare satisfacție spre niște detașamente de armată disciplinate și bine instruite, care făceau parte din măreața armată spartană. Și a exclamat: acestea sunt zidurile Spartei. Întocmai după cum fiecare soldat spartan a fost privit ca o cărămidă dintr-un zid puternic, tot așa trebuie să privim și noi creștinii, să-i privim, să ne privim pe noi și pe alți creștini ca pe niște pietre vii, zidiți într-o casă duhovnicească, conform 1 Petru, capitolul 2, versetul 5. În astfel ne comportăm ca și niște adevărați creștini care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Luca, capitolul 11, versetul 27. Găsindu-și în aceasta fericirea sufletească, un pusnic bătrân îmbunătățit trăgea să moară și în jurul lui ucenicii priveau cum acesta lăcrima și l-au întrebat: și tu te temi, părinte? Iar bătrânul le-a răspuns și le-a zis: mă tem, dar și nădăjduiesc. Mă tem pentru că nu știu dacă cele bune, socotite ca bune de mine, au fost bune cu adevărat și înaintea lui Dumnezeu, dar nădăjduiesc pentru că Dumnezeu este bun și iubitor de oameni și milostiv și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea lui de oameni. Drumul mântuirii este un drum împărătesc, poarta cea strântă, prin înfrânarea patinilor, prin spovedanie, împărtășanie, prin rugăciune neîncetată. Prin acestea ținem voia lui Dumnezeu și așa rămânem în veac. Ioan, capitolul 2, versetul 17. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.